Köszöntünk mindenkit a Nézőpontban, a Székelyhon TV online műsorában, ahol képbe helyezünk az erdélyi valóságról. Saját ügyeinkről beszélünk itt kiváló meghívottainkkal, lazán, közérthetően, hétről hétre. Első műsorunk már is rendhagyó lesz, hiszen románul beszélünk. Szervusz, Szabin! Szervusz, szervusztok! Tisztelettel köszöntöm én is a nézőket, és első meghívottunkat, vendégünket azt hiszem, hogy nagyon nehéz lenne bemutatni. Szabin Germánról van szó, akiről azonban véleményem szerint nagyon sokan tisztában vannak azzal, hogy az erdélyi magyarok egyik nagy szurkolója, hogyha így fejezhetem ki magam, és nagy támogatója, aki valamennyi alkalommal, amikor a romániai magyar közösség vagy más kisebbség esetében jogsértés történt, vagy csorbát ejtettek az igazságon, akkor mindannyiszor hallatta a szavát. Servus, stimate Szabin German, ne onorează faptul și este o deosebită plăcere că ai acceptat invitația noastră. Mulțumim de a realiza acest interviu, de a dialoga despre relațiile româno-maghiare. În cadrul unui nou proiect media, este vorba despre Székelyhon TV, primul TV online în limba maghiară din România. Am spus mai înainte că te cunoaște lumea ca și un susținător, un suporter ferm al maghiarilor din România, minorităților naționale. Întotdeauna ai avut un cuvânt de spus când ceva s-a întâmplat, să zic așa, în neregulă din partea statului, din partea majorității. Eu aș începe cu faptul că președintele Klaus Werner Iohannis a ținut să te informeze nu de mult că ai probleme cu ungurii, iarăși, și a declarat că în birourile secrete din Parlamentul României, PSD, lucrează pentru a da Ardealul ungurilor. Ce părere ai, stimate Sabin? Ardealul este în pericol? Eu am văzut niște lucruri. Care cum ajunge la București, are impresia că ungurii fură Ardealul, bulgarii Dobrogea, rușii Moldova și așa mai departe. Adică se umple de steroizi de ăștia identitari și simte nevoia ca să se expandeze într-un fel sau altul. Aici sunt niște lucruri. Eu sunt suporter al diversității și a bunei înțelegeri. Dar de ce? Pentru că am crescut între români și maghiari și am învățat în Târgu Mureș și am învățat și prietenii mei maghiari să ne punem fiecare în pielea celuilalt. Mă, dacă eu aș fi maghiar, Sabin Germa, oare cum aș simți? Dacă tu, Ioșca, ai fi român, oare cum te-ai simți? Adică, în momentul în care ai sărbători comune, da? Paștele românesc, Paștele unguresc, îl făceam și eu, român, și prietenul meu maghiar sau prietenii mei maghiari. Da? Aveam două Paște pe an. Sărbătoream Revelionul și la 12 și la 1. De ce? Ei la 12 din respect pentru mine, eu la 1 din respect pentru ei. Și întotdeauna, noi până în 89 n-am știut că suntem români și unguri și avem ceva de împărțit. Ne bucuram fiecare de tradiția celuilalt. Și acum vine Iohannis, care face o gafă esențială pentru cariera lui politică și pentru tot ce înseamnă cartea de istorie și vine să-mi spună iarăși că în Ardeal sunt probleme cu ungurii. Da, eu să recunosc, sunt probleme mari cu ungurii. Care sunt problemele alea? Dar sunt probleme mari și cu românii. Care sunt problemele alea? Hai să le luăm. Autostrăzi ai? N-ai. Spitale ai? N-ai. Manuale pe băncile școlii ai? N-ai. Am ajuns să ni se pară mai important plăcuțele bilingve sau folosirea limbii în administrație. Și atenție, astea sunt în articolul 120 din Constituția României, nu din Constituția Ungariei sau a Burkina Faso. Da? Ni se par mai important detaliile astea pe care n-am știut să le rezolvăm 20 de ani, doar ca să uităm de faptul că nu avem autostrăzi, școli, spitale, irigații, etc. etc. Noi nu avem ce împărți români și unguri aici. Steroizii ăștia identitari de care vorbeam nu au locul. Pentru că nu se poate, și eu ca român mă simt într-un fel
jignit. Și naționalist, dacă aș fi, să zic, prin absurd. Bă, cum se face că la Valea Uzului își amintesc românii de mari lor eroi doar când merg și ungurii acolo? Cum se face că o grămadă de naționaliști ăștia români își amintesc de România numai în 15 martie? Știi? Ei nu au sentimentul că trăiesc într-o țară. Ei au sentimentul că se luptă încă pentru o țară. Bă, asta era în secolul XIX, era în secolul XX, cu toate porcăriile care s-au întâmplat. Secolul XXI este al cooperării. Eu știi ce visez? Eu visez că Victor de la Budapesta și cu Ludovic de la București se întâlnesc într-o zi și zic, bă, e globalizare. Ce facem? Da. E globalizare. Ce facem? Păi să facem un parteneriat. Pentru că ne leagă o mulțime de lucruri. Hai să facem un parteneriat prin care să facem autostrăzile în comun. Hai să facem un parteneriat prin care să facem spitalele în comun. Hai să facem acel manual de istorie de care vorbim de zeci de ani, cum au făcut francezii cu germanii. Da, mă, vreau istoria Ardealului. Și dacă observi, în istoria României, în toate manualele, sunt trei pagini despre Dimitrie Cantemir, da, al Moldovei, și nu știu dacă este vreo pagină despre Bethlen Gabor. Preferatul, da? Coșcarul. Coșcarul nu mai discută, eu mi-am făcut casa după armonia din Coșcarul. Da? Noi trebuie să rezolvăm astfel de lucruri. Pentru că lucrurile pe care... Discursul ar uri, după cum a și constatat parchetul de la Înalta Curte... Ăla a fost un discurs electoral de 3 lei. Venit ca să spună ce? Vai, scad în sondaje, oare cu ce să mai fac lumea să o bâzi? Da? Cu ungurii, că e cel mai comod subiect. Mă, de ce n-o bâzi cu autostrăzi? În 2004 a început autostrada Transilvania. Avem 52 de kilometri. Ungurii fac 150 de kilometri pe an. Da? Și atunci eu visez la acea întâlnire între guvernul maghiar și guvernul român să pună la masă, băieți, care sunt prioritățile noastre comune? Avem priorități în energie. Da? Avem priorități în infrastructură. Avem priorități în cultură. Păi noi ar trebui să fim cu ungurii așa. Înțelegi? Ar fi acea Europa centrală despre care noi uităm că a fost Uniunea Europeană. Aveam monedă comună, scriam monedele comune în 6 limbi, aveam drept de circulație în interiorul Europei Centrale, aveam tot ce are astăzi Uniunea Europeană. Numai când se întâmplă fenomenul ăsta de totală lipsă de memorie și zici, lasă-mă că au fost atunci, acum să facem nu știu ce. Băieți, Bruxelles-ul nostru era Viena, Bruxelles-ul nostru era Budapesta, Bruxelles-ul nostru era Cluj. Avem o mulțime de lucruri care ar trebui să ne unească. Și globalizare. Și în globalizare, ori ești, ori înțelegi că trebuie să ai priorități comune, ori fiecare moare singur. În ce măsură crezi că ăștia care se tem de pericolul maghiar, de câte ori se ivește ocazia, ies în față, cunosc istoria Transilvaniei, organizarea, economia, cum au contribuit câteva sute de ani maghiarii, de exemplu, edictul de la Turda, prin care a fost proclamată libertatea conștiinței și a religiilor, care a fost prima dată în lume, deci Hungaricum acum. Și mai sunt. Nu uita că după statul bavarez, Transilvania a fost al doilea stat din lume care a impus învățământ obligatoriu. Da? Să nu uităm că Bethlen Gabor, da? în momentele în care evreii erau alungați de peste tot în Europa, a dat acel edict de libertatea lor. Adică plus semnatarea păcii de la Vestfalia. Avem istoria noastră. Dacă Bucureștiul nu înțelege că Transilvania poate contribui la toată istoria europeană, pentru că am jucat european, am fost jucător european. Da? Pacea de la Vestfalia am semnat-o împreună cu îndepărtata Suedie. N-am fost niște jucători de așa de margine, copii de mingi în istorie. Da? Dacă luăm pe Batory István, mergem în Cracovia, vedem mormântului, vedem străzi, bulevarde și aici pune-mă pe o străduță acolo să nu zică ungurii că avem ceva cu ei. Asta este diferența. Diversitatea nu e expansiunea asta acum neomarxistă și așa mai departe. Diversitatea este să înțelegi cultura lui elalt și chiar să te bucuri de ea. Adică noi niciodată nu ne-am pus în liceu români și maghiari în discuție identitatea. Pentru că fiecare o accepta pe celuilalt. Nu s-a pus niciodată problema ca dacă îl chem la ziua mea pe nu știu care prieten ungur, să nu pun și o melodie ungurească de plăcerea de a-i face lui plăcere. Sau el să-mi pună o melodie românească
un iris sau ce mai ascultam noi acolo, de plăcerea de a mă vedea pe mine bucuros. Chestiunea asta s-a învățat natural, dar depinde cum crești. Dacă încă mai crești cu senzația că doar conflictul poate rezolva, atunci ai pierdut. Și uite-te la o chestie. Toți aia care vin cu discurs antimaghiar, antiminoritate, încep ca o chestie civică și după aia, buf, 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 hai să facem un partid. Să ajungem și noi la Ciolănel. Nu, nu-i mai bine ca noi. În biblioteca mea, în cramea mea, unde nu mă lasă nevasta să fumez. Ce bine e așa. După ce ai pus cărțile, nu te lasă. După ce am pus înainte cărțile. Înainte o pornit ca un party place. Înainte acum, am fumat pe ascuns. Tocmai dacă am pomenit încă ceva în legătură cu președintele Iohannis, președintele respinge ferm toate formele de autonomie, dar înseamnă oare că a cam uitat de faptul că strămoșii dânsului, sașii din Transilvania, 800 de ani de autonomie, au contribuit enorm la cultura, la economia, la dezvoltarea a Transilvania, tocmai pentru că au avut timp de mai multe secole autonomie. Aici ai... A fost prezent și la edictul de la Turda. Memoria sau... calcule de-astea politice, plus, pur și simplu, eu cred că o necunoaștere crasă a istoriei. Adică, minoritatea din care tu faci parte, sașii, au avut 800 de ani de autonomie. Și autonomia, aici trebuie spus, este autogospodărire. Da? Ai în Constituție, vis-a-vis de... autonomie, și aici vorbim de autonomia culturală, da? Că asta e discuția, domnule, noi am vrea autonomia, am lăsat autonomia, dar ungurii după aș folosesc limba maternă. Uită-te la articolul 120 din Constituție, alineatul 2. Că scrie foarte clar. Tu le-ai dat dreptul ăsta. Și dreptul ăsta este natural. Adică nu punem problema să facem un fel de, ca în Orwell, un minister al adevărului, să vadă, no, Blanca, în ce limbă visez. La ce biserică mergi duminica? Nu ne interesează. Din potrivă, faptul că în Ardeal sunt 3 biserici, aproape în fiecare sat, asta trebuie să fie o paletă prin care să accepți diversitatea. România are 27 de culturi locale și regionale. Europa, după Brexit, are 27 de culturi naționale. Tu ești Europa și o refuză. Adică și președintele n-are cum să lase la o parte chestiunea asta. Doar dacă este îmbibat și colmatat de tot felul de calculele astea meschine politice. Nu, cât mai câștig la sondaj acolo, să iau un pic din electoratul PRM-ului, să-l iau pe vechiul, pe uneriz lângă mine, astea sunt porcării. Și noi facem o greșeală, ardelenii. Ar trebui să citim totul în timp istoric, nu în timp de traiul nostru, în timp normal. Dacă înțelegem că privind în timp istoric avem avantaje, am câștigat. Dacă nu, vom vorbi iară despre români și unguri în Ardeal. Pentru că maghiarii, ca orice minoritate din lume, simt presiunea asimilării și asta este reală. Mai au și exemplu Hitmoșt din Slovacia, care nu este un exemplu, cum să zic, să te ducă spre deschidere. Și asta trebuie recunoscut. Iar românii au impresia asta că, mă, eu i-aș da la Ioșca, i-a zice servus, sau dacă îi zic eu nu pot, ăla sigur vine cu roba și buști, pune Ardealul și mai duce câte o roabă de pământ în Budapesta. Chestiile astea trebuie să dispară. Noi avem nevoie de colaborare. Aș face acel, nu știu, guvernul maghiar să aleagă 5 români din România care să vorbească despre colaborare, atenție, viziune, nu e economie noastră, viziune, și guvernul român să aleagă 5 maghiari din Ungaria și uite, tată, aveți 5 și 5, hai mă să vedem cum facem. În următorii 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani, unde vrem să ajungem? Mm-hmm. Și crezi că dacă n-am mai pomenit de autonomie, ci am numit o descentralizare, regionalizare, ar schimba ceva în mentalitatea majorității, deci nu ar fi așa de suspicios față de solicitările comunității maghiare. În legea 215/2001, aia se numește legea autonomiei publice locale. Nu s-a speriat nimeni. Aș vorbi, în schimb, despre autonomie administrativă și economică. De ce? În administrativ găsești și cultură și absolut tot. În momentul când vorbești de autonomie teritorială, toată lumea are impresia, da, vine Cioabii cu roba și i-o dus. Deși autonomie teritorială există.
tu te afli acum în Feleacu. Niciun polițist din Cluj nu poate să vină să te amendeze că ai parcat aiurea în Feleacu, pentru că există teritorialitate în orice lege. Nu există lege fără teritorialitate. Doar că s-a format între timp un fel de dicționar tabu în limba română, da? Pe care l-ai folosit în momentele cheie electorale, de amplitudini de astea, sărbători naționale și așa mai departe. Adică, uite-te la 1 decembrie, da? În momentul când ai pus 1 decembrie sărbătoarea națională, ai exclus toate celelalte comunități. Da? Adică ai făcut o chestiune, îți arăt în folclor, da? Acea melodie stupidă prin cuvinte pentru secolul 21, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni, nici n-a avut nimic cu înstăpânitul. Eu nu sunt stăpânul tău, că eu sunt român și tu ești maghiar, da? Înainte era, noi suntem romani, noi suntem nepoții lui Traian. Adică era o chestiune identitară, acceptabilă, plăcută, chiar frumoasă, pentru că arăta o parte de memorie, o fluidizare a memoriei până în vremurile noastre, și au folosit-o la ce? Au folosit-o, dă-i în cap la ălalalt, pentru că nu merge la biserica la care mă duc eu și nu visează în limba în care visez eu. Asta e soluția. Nimeni nu investește în cultură. Deși cultura le salvează pe toate. Da. Deși nu asta s-a văzut acum în pandemie. A fost ultima. Da, a fost nebunie. Seriozitatea, eleganța, disciplina, atribute ale idealului au fost invadate de miticisme, de balcanisme ordinare, de civilizația semințelor de bostan. Era o șansă pentru România să se unească cu Transilvania, să învețe câte ceva din organizarea ei, din sistemele ei de valori. N-a fost așa, România a înghițit Transilvania. Asta a fost un citat din articolul dumneavoastră, M-am săturat de România. Și ce, nu-i drept? Asta vă întreb. Păi dar eu zic așa, Traian Vuia, da, în scrisoarea către avocatul Dobrin, 1922, am avut frumosul vis de a debalcaniza pe frații de peste Carpați și, în sfârșit, balcanizați noi înșine, da? Luăm Basarabia, ca să nu fie doar despre Ardeal. Panhalipa, 1922. Basarabia, după unire, a ajuns mai rău decât coloniile negre din Africa, am încheiat citatul. Da? Luăm Iancu Flondor, Iancu Cavarel de Flondor al Bucovinei, care se retrage scârbit când a văzut ce a ajuns visul lui despre unire. Luăm Sever Bocu din Banat, care zice, bă, țara mea e Banatul meu, m-am săturat. O să ajungă și Iașu și Timișoara ca un fel de periferie, mizeră a Bucureștiului. Toată lumea după unire și-a pus unire. Și-a pus speranțele că, bă, în sfârșit vom trăi normal, gata cu războaiele, avem de lucru, avem de construit. Și a venit acea porcărie supernaționalistă. Da? Hai să ne gândim că la sfatul lui Iorga Brătianu a dărâmat o parte din cetatea Alba Iulia, lucru care nu se învață. Și atunci tu ai impresia că toată istoria lor, românii au stat cu toporul la hotare și toți, unguri, turci, ruși, toți vreau pământul românesc. Mă, dacă e așa de bogat, de ce suntem ultimii din Europa? De ce suntem atât de sărași dacă țara asta e așa de bogată că toate imperiile au vrut să-și facă mendrele aici? Ei nu se gândesc la asta. Și dacă te uiți în manuale, e un paradox. Pe de o parte, îi se spune, domnule, noi eram viteji. Ca Ștefan cel Mare nu-i niciunul. Ca Mihai Viteazul nu-i niciunul. Tăzi erau viteji, dar în același timp, pe pagina alta afli, vai săraci ce prost erau, că tăzi erau iubagi. Păi bă, hotărăște-te. Ori ești iubag, ori ești viteaz. Nu poți. Știi, și dacă le spui, scrieți în istorie despre războaiele, despre răscoalele din Ardeal. Păi care au fost cele mai mari? Budoinau de Antal, da? Și Doja Gheorghe. Și apoi din genul a făcut Gheorghe Doja, că nu, trebuia să dea numele unei străzi în Târgu Mureș și cum să scrie Doja Gheorghe, că sună ungurește. Nu? Dacă era Dojescu Gheorghescu, era extraordinar. Nu? Lucrurile astea trebuie spuse. Da, dar astea trebuie spuse. Și nu băgate în niciun calcul. Tu crezi că eu nu mă puteam întoarce la TVR pe funcții mari dacă renunțam la Pro-Transilvania? Sau nu puteam să trăiesc de 10 ori mai bine? Cel mai mișto e să dormi liniștit. Și să știi că ăsta e drumul tău. Te duci, tată. Știi? Și cum se zice în Ardeal? Bă, dă-te jos din car numai când se opresc boii. Nu. Atunci te dai jos din car. Dar nu te dai jos din car. Pentru că boii merg la noi de 1000 de ani, la alții numai de 100. Diferență. Cu 22 de ani în urmă, mulți s-au revoltat de ideile tale.
te-au făcut trădător. Și majoritatea a plecat dincolo. Te-au înjurat. Îmi amintesc când ai publicat articolul respectiv. Cum văd oamenii lucrurile despre care am vorbit, despre ideile tale acum, la momentul de față? Ce s-a schimbat, cum vezi? Aici trebuie discutat pe două paliere. Atunci era senzația că toată lumea e împotriva mea. Dar în sondajul făcut de Metro Media Transilvania, făcut doar pe 5% maghiari și 95% români, apărea undeva la 37% că eu apăr într-adevăr interesele ardelenilor. Era imens. Era imensă cifra în condițiile în care, dacă vă amintiți, cred că nu exista ziar în România timp de câteva luni să nu aibă pe prima pagină trădătorul de German și ungurul și mai știu ce. Da. La un sondaj Gallup, cred că mai este pe internet, publicat de Curierul Național, eram undeva la singur, la nivelul unui partid miculuț, 4,6% ca intenție de vot. Da? Au și scos în afară alegere pe Liga Transilvania Banat, Partidul Ardenenilor, l-au ras. Deși înainte se făcuse Partidul Moldovenilor. Ai una la mână. Acum îl citesc pe Dâncu, pe Vasile, care a făcut un sondaj, l-a chemat la realitatea și a zis, vis-a-vis de autonomie, nu am curajul să vă dau cifrele din Transilvania. Pentru că lumea înțelege că autonomia nu înseamnă separare. Autonomia nu înseamnă să dau în cap. Autonomia înseamnă să am, dacă am 100 de lei, dau 3 lei la partea mea la politica externă, partea mea la politica monetară, partea mea la servicii secrete și la armată și ce ori mai trebuie să fie ca aspirație națională, da, componentă națională. Mai dau o parte, un 7, 5, 10, la un fond de solidaritate interregională și restul rămâne mie. Da? Asta ce se întâmplă? Eu îmi fac o firmă, am succes, nu dorm nopțile, am 2000 de angajați, devin o firmă mare, dar taxele pleacă la București. Și îți dau ultimul exemplu. Am făcut casa în Feleac, da? Nici de unde mi-a venit să plătesc impozitul? Un fel de taxă, nu știu ce, la trezorerie, sector 3 București. Și o trebuie să plătesc pentru că inclusiv m-au dat în judecată. Și atunci am rezolvat totul cu 2-3 suduieli. Că n-ai ce să faci, dar trebuie să schimbi sistemul. Și acum cealaltă parte. Lumea vine și zice, uite, moldovenii și-au făcut împreună pentru Moldova, partid. Ăla chiar l-am lansat atunci la dezbaterea cu autostrada Iași-Târgu Mureș. Da? S-au pornit moldovenii. Au bănățenii partid. De ce nu face și voi ardelenii? Și aici trebuie să discutăm foarte sincer. Eu mâine îmi fac partid, da? Să zicem. Și printr-o întâmplare sau alta, dacă faci un partid al ardelenilor, tu nu ai cum să excluzi comunitatea maghiară. Mă, băiete, cum zic eu, ardelean și tu ești erdei. Da? Și se ia un singur vot. Și nu-ți mai intră mâine, să zicem, UDMR-ul în Parlament. Din vari motive, nu din partea asta. Toată lumea va arăta cu deștul către tine. Ai văzut? A reușit în sfârșit să scoată UDMR-ul din Parlament. Monstru, curva, care nu e așa, ba cu PSD-ul, ba cu PNL-ul. Una la mână. Doi la mână. Tu nu poți să faci chestiunea asta până nu sunt coapte comunitățile. Adică, și românul și maghiarul să înțeleagă că a fi împreună nu înseamnă nici să asimileze unul pe altul. Nici să se supere că de ce folosește la Ioana Pota în loc de bună ziua. Sau de ce scrie UT sau în loc de stradă. Că le scrie pe amândouă. Ori noi străim încă într-o societate în care pe Facebook mai pune câte unul poze mândru că mai da cu spray unde scrie Shepsi St. George sau mai știu eu ce. Noi vorbim despre asta. Și atunci va trebui ca noi să fim generația de sacrificiu care povestim despre lucrurile pe care sperăm ca ăia care vin după noi să le facă. Rămânește. Plus, tot ce înseamnă moștid în Slovacia, eu cred că a stopat pentru cel puțin 10 ani nu ideea de partid comun, ci pur și simplu a făcut ca oamenii să uită un pic cu neîncredere. A, da, am face, dar vezi ce s-a întâmplat acolo. Și asta trebuie spuse sincer. Unde să știa de pe Facebook care se mândresc că noi îi căutăm? L-aveți dumneavoastră? Nu i-am eu, că doar îi văd. Îi văd. Uite-te la Valea Uzului. Da? Merg la Valea Uzului ca să ce? Aveau, vin din Bacău la Valea Uzului de la Dărmănești, unde cimitirul eroilor este în paragină.
nici măcar n-a dat cu coasa, dar vin acolo ca să le explice maghiarilor că există un femur de nu știu care. Și erau, de fapt, oase de animale, da? Ce patriot sunt, da. Știi, patriotismul nu înseamnă să dai în capul lui lor. Patriotismul înseamnă să chem, hai mă, la o bere, la o pălincă, la o ce vrei tu, la o slană și vedem după aia cum lucrăm împreună. Eu asta, asta, asta am vrut să vă întreb. Ce ar trebui să facem noi, maghiarii, pentru a înlătura suspiciunile legate de noi? De exemplu, eu cred că câteodată, de mai multe ori, îmi fac treaba în privința asta. I-am dus pe prieteni de mai multe ori în Tușvaniuș, Universitatea de Vară, acolo s-o șocat, nu-i bai. După care i-am dus la Ciumani, unde sunt rudele mele. Acolo români care sunt ok cu maghiarii, dar zic, totuși și ei zic că nu, secuii nu vor. Maghiarii și mai ales secuii nu vor să învețe limba română. După care văd acolo ospitalitatea secuilor, după care văd că acel copil de 10 ani, într-un sat 100% maghiar, gen Ciumani, nu a văzut român în viața lui, de unde să învețe sau pentru ce să învețe. O văzut faptul că dacă te plimbi pe stradă cu un român și secuiu aude că vorbești în română, zice bună seara. Mi s-a întâmplat, da, s-au șocat românii, pentru că așa e obiceiul ăsta frumos la țară, că se salută. Deci așa, prin practică, dacă te duci acolo, îți schimbi mentalitatea. Dacă nu, dai cu părerea din fotoliu și acuzi numai. Dacă noi ne apucăm să facem, la întrebarea asta pot și eu răspunde, ce ar trebui să facem noi românii ca să scăpăm de suspiciune? Ca să înlăturăm suspiciunile, pentru că e la fel, suspiciunea există, dar suspiciunile astea există de ce? Pentru că sistemul de educație este extrem de prost. Noi nu putem vorbi despre copilul secui care nu poate învăța românește. Eu spun doar că fiul meu vine cu Ion Creangă și spune, nu pot citi. De ce trebuie să citesc într-o limbă de secol XIX? A, vreau să dau la liceu de filologie sau la facultate de filologie, îl citesc. Ca să nu-ți mai vorbesc că a venit fiul meu cu Ion Creangă și mi-a zis, ascultă, cartea asta nu e foarte ok, dar de ce? Păi de ce o mergi la furat de cireșe? Nu putea să ceară că era mătușa sa. Este o altă etică asta care vine. Sunt vremuri mult mai ok, mai faine. Sigur că trebuie să vezi și Tom Sawyer și Huckleberry Finn și Ion Creangă și astealte. Dar trebuie să le evaluezi într-un fel sau altul. Le poți evalua doar dacă ai un fundament cultural. Dacă ești prostul satului și spune în mână Ion Creangă, vei mere la furat. Dar revenim la educație. Până nu vor învăța limba română, ca pe o limbă străină, nu poți povesti cu ei. Gândește, eu mă duc și povestesc ceva în limba mea de secol 21 și copilul ăla secui va trebui să-mi răspundă, că așa am învățat la școală, în limba lui Creangă din secolul 19. Da? Și îmi spune despre motocei și ceaslov și caprele irinucăi. Și eu nu înțeleg nimic și el nu înțelege nimic. Aici sunt lucruri de bun simț. Nu pierde lumea. Ăla, copilul ăla s-a născut în limba maghiară. Primul cuvânt al lui a fost oniu și nu mama, da? Ăla merge la biserică, e altceva, trăiești într-o altă cultură. Tu nu poți să impui cultura ta. Știi? Mă uit la Micherec, da? Ar fi bine ca să înlăturăm toate suspiciunile. Eu aș duce pe marii ăștia naționaliști, le-aș plăti trenul, merez-mă până la Micherec sau autocarul și vedeți ce frumos stă steagul României lângă steagul Ungariei și lângă steagul Uniunii Europene. Sau merez la Diula, unde vreo 4% români, sau 2%, nu știu mai știu cât sunt. Mereți și vedeți cum stau inscripțiile bilingve, mergeți în Voivodina că sunt 5 sau 6 limbi străine, dintre care pentru 2% români limba română este oficială. Că vorbim despre ce? Noi vorbim despre o Românie rămasă într-un F mediu. Diferența este doar că are iPhone și apasă pe Enter când vor. Și nu deranjează pe nimeni faptul, mi-am adus aminte, la Giulă, la liceul Bălcescu, inscripția în limba română este deasupra. Și ai văzut că acum l-au pus pe, cred că pe Ontal, din Sfântul Gheorghe, băi, pe hotărâre judecătorească, ieri am citit. Pe Radui, de la Miercurea Ciuc. Așa, pe Radui de la Miercurea Ciuc. Se schimbe. Pune mai sus limba română și pe limba maghiară. Într-o comunitate în care marea majoritate este maghiară. Ce deranjează aia? Vezi? În loc să ne ocupăm de lucrurile concrete de colaborare, noi vorbim despre simboluri. O scris Uțo mai sus decât strada. Da. Și dacă te uiți la Bălcescu, da, într-adevăr, scrie prima dată liceul Bălcescu și după aia scrie în limba maghiară. Da, deci cultura și educația, dar cum stă oare cu istoria? Mie mi-a plăcut foarte mult spusele tale în legătură cu decență.
decență, în legătură cu comemorarea a 100 de ani de la semnarea tratatului de la Trianon, ai spus așa: nu dai muzica tare când vecinul e în doliu. Se pare corect. Oare vom ajunge vreodată la un numitor comun în legătură cu istoria noastră comună? Ce aici să-ți răspund de optimist, să spun că da. Dacă mă gândesc că fiul meu învață japoneză, așa cum învață încă vreo două limbi, cu speranța că el nici nu vrea să audă să studieze în România, mai bine tac. Dacă mă gândesc că fiica mea învață iar două limbi străine doar pentru șansa de a pleca prin lume, iar mă feresc să spun da. Dacă însă, și aici toate, de la guvernul României eu nu aștept nimic. Eu am sperat că atunci când vine dreapta la putere, o să înțeleagă exact ce înțelege dreapta aia decentă. Bă, până la urmă, toate au fost acum 100 de ani, 1000 de ani, cât au fost, da? Nu poți să vii să-mi spui despre marea civilizație dacă și despre limba dacă, că de acolo izvorește limba latină, că eu vin și spun, bă, fraiere, acum 3000 de ani, biblioteca din Alexandria avea 700.000 de manuscrise. Tu încă nu știu dacă ai în România o bibliotecă cu 700.000 de cărți. Știi? Și atunci decența trebuie să-ți vină dintr-un sentiment de ăla de din fibră. Înțelegi? Nu poți vorbi despre un alt om dacă tu nu simți din fibra ta că îi respecti cultura. Dar cultura nu înseamnă că dăm noi interviu acum și vai ce frumos face German la televizor și ce frumos faceți voi. Nu. Cultura înseamnă să simți fibra. Cultura înseamnă să curgă prin tine decența armoniei. Nu armonia ta versus armonia lui. Că altfel vom fi în comunități. Dacă, eu știu ce aș face, aș face o academie de înalte studii centrale europene la Viena, ca să nu fie discuții cu Bucureștiul și cu Budapesta. Băieți, puneți fiecare bănuț, aducem oameni care gândesc, care înțeleg diversitatea așa cum este înțeleasă în modernitatea secolului 21 și nu în excesele secolului 21, ci hai să ne scriem. Scrie tată despre memorandul Maniu și explică epoca. Nu înseamnă că dacă public memorandul Maniu, pe care l-am publicat și eu în 2004, stau mâine cu sârma ghimpată la Carpați. Da? Publicăm, nu știu, Coșcarui, Chio Altoso. Da? Puțină lume, eu l-am citit, că am avut noroc cu vecina mea ungroaică, dar nu este tradus. Hai să facem un multiculti, aiurea spus, un interculturalism și o să vezi atunci cât de încântați vor fi românii să afle că lângă meșterul Manole este și tâmplarul Kelemen, și asta e o carte scoasă în 70, ultima de genul ăsta, scoasă de editura Dacia din Cluj, să vezi ce încântat va fi ungurul când va vedea câte tradiții faine are și arta bizantină, da? Și atunci, dintr-o dată, atunci când îl cunoști pe unul, pe altul, prin cultura lui, o să vezi că te împaci, vezi că totul este compatibil, nu? Nu o să mai fie ardealul meu, ardealul tău, nu, ardealul nostru. Știi, apropo de furăm ardealul, de Iohannis care trebuie să dea ardealul ungurilor sau nu trebuie să-l dea. Nu, ardealul e al meu, al ardelenilor. Și al tău și al tuturor celor care trăiesc aici. Asta nu înțeleg ăștia. Dar știi de ce nu înțeleg? Pentru că n-au pus mâna pe carte. La ăștia, dacă le dai două cărți, la ăștia li se aprinde sinapsa. Face scurt circuit. Prea lung. Trebuie... Da, e prea mult, sunt multe litere. Îți dai seama că atâtea litere să le urmărești. Prefață. Da, când ai stat numai și n-ai făcut nimic toată viața, da? Sau te-ai intrat în politică tocmai pentru că nu ți-a plăcut să faci nimic, pe când vede la atâtea litere într-o carte nebunește, se sfărește cu nevasta, dă cu barda în partid, urlă, face sondaje. Glumind, cam acolo îs. Adică gândește la Ludovic Orban. Ludovic Orban ar fi trebuit să înțeleagă primul ce înseamnă buna conviețuire. Vii din Brașov, vii din Secuime, vii din... Da. Știi, dacă nu se vor investi bani serioși și fără să ai sentimentul că ai făcut paharul ăsta cu un leu și l-ai dat cu un leu 25 să faci profit, da? Vom rămâne în acea stare în care tragismul istoriei se va repeta. Și zic de ce. Poate cel mai mare gânditor, ardelean, a fost Coșcarui, din epoca modernă. Coșcarui, și pot să-l pun alături pe Ion Slavici. Da? Ion Slavici care a zis dacă un român întâlnește în calea ta, bună ziua să-i zici. Dacă e ungur, eu nu pot, dacă e neamț, guten tag.
Din ăștia doi oameni puteai să faci o rezervă identitară incredibilă în Ardeal. Acea mică Elveție, da, putea să aibă două statui, Slavici și, da, și Coș. Pe niciunul nu-l băgăm. Slavici săracu a făcut pușcărie după unire, că l-o băga românii în pușcărie, că de ce e autonomist, da? Pe Coșcarul nu mai știu cum să-l fezandeze ăștia, să-l uităm. I-am pus nume așa pe o străduță de 300 de metri, 200 de metri din Cluj. Nu suntem în stare. Nu suntem în stare să vedem în cultura celuilalt o completare a culturii noastre. Nu suntem în stare să vedem în Opotoceare Cereanoș un tip senzațional care ți-a dat o limbă maghiară literară. Ai fost în Apața ultima dată. Îți vine să plângi. În sat. În sat. Am fost, eu am filmat, este urât. Nu are nici o urmă a ceea ce ar fi trebuit să fie satul ăla. Și așa sunt toate. Alaltă ieri am fost la castelul de la Zau. Da? Ultimul ambasador al Ios din Zau. Ultimul ambasador al Imperiului Austro-Ungar la Moscova. Să sperăm acum, prin tot felul de eforturi și telefoane și rugămini și suduieli și de astea, că se va repara câte ceva. Că se așteaptă, Doamne, dă să cadă acoperișul și după ce cade acoperișul și ajunge o ruină, se face o comisie. Știi, ca la Trezne. Da? Se face o comisie care va spune cu regret, vedem chestiile astea, să încercăm să găsim o soluție. Și după aia teren arabil, cu curul, și zicem, bă, aici au fost daci. Știi, deși aparține comunității. De castelul ăla erau mândri și românii și ungurii și toți. Apropo de asta, un subiect delicat, așa l-ai numit chiar tu aici pe emisiunea pe Facebook, banii din Budapesta. Și? Banii din Budapesta. 10 miliarde de euro. Da. Spui tu. 250 de milioane de euro s-au băgat până acum. 80 de creșe s-au făcut și aproape 400 s-au renovat. Și locuințe pentru medicii din secuiment? Și să nu mai vorbim despre renovările. Și banii pentru agricultură. Da. Și cu toate astea, Bucureștiul are o problemă cu chestia asta. Evident. De ce? Suntem stat național unitar. Deci trebuie să fim unitar săraci. Cum să investească unul să facă altceva? Amintește-ți când au început primele pizzerii italienești. Toate aveau steagul Italiei, fără nicio problemă. Bă, când au pus, nu știu care, steagul unguresc, când a fost scandal? Dacă se face un restaurant american, pune steagul american. Se făcuse într-un cartier al Clujului, un restaurant american foarte bun, da? Cu steagul pe el. Banii de la Budapesta, eu îmi doresc să vină cât mai mulți bani. Pentru că tu ajuți comunitățile. De pe urma comunităților trăiește bine, inclusiv tovarășul ăla din București, care stă la minister și urlă la Siarto sau la Orban Victor că de ce bagă banii în Ardeal. Dar din banii ăia băgați de la Budapesta, hai să vedem câte impozite s-au plătit statului român. Și hai să ne punem o întrebare. Cât a investit statul român în secuime? Că statul român urlă mereu că, bă, secuimea mea noastră. Bă, dacă e a voastră, administrați-o. Ați făcut vreun drum. Singurul drum care s-a făcut până la Tușnad a fost de jenă că își rupeau ăștia mașinile când îl duceau pe prințul Charles. Da? Autostrada Iași-Târgu Mureș ai făcut-o? Te-ai întrebat vreodată de ce ieșenii care au venit din Iași la Târgu Mureș cu alea sute de mașini și de motociclete? Niciun primar PSD nu i-a întâmpinat, niciun primar PNL nu i-a întâmpinat. Știi cine i-a întâmpinat? Elemer, de la Ditrău, primarul, care a zis, eu nu pot, bine ați venit, ege-șege. Și au fost impresionați ieșenii și au zis, bă, cum adică românașii noștri nu-s măcar în stare să zică, bine ați venit, ați trecut pe aici pentru autostradă, că ne ajută și pe noi. În afară de primarul din Ditrău, care nu și-a mai pus problema că e ungur, că e român, el știa, am nevoie de infrastructură. Da? Nu se gândește statul român la asta. Și dacă, uite, ar fi interesant de calculat din ăștia 250 de milioane de euro, cât a însemnat impozite către statul român. Că dacă ai făcut o seră cu bani de la Victor Orban, domnul ăsta al altor bani de la București, Ludovic, s-a bucurat că ai vândut 7 kg de roșii și de acolo nu știu câți bani au plecat în impozite, da? Să aibă să plătească pensii speciale de 2 miliarde de euro, salarii imense la parlamentari, o grămadă de porcării. Sau da? Alte investiții s-au făcut din banii veniți de acolo. Tot timpul s-au făcut investiții. Noi dacă ne apucăm de comentar la banii care vin din Budapesta, în logica asta tâmpită, va trebui să comentăm la banii veniți de la Comisia Europeană, investitorul neamț, investitorul italian, investitorul francez, adică
De ce ungurul trebuie să fie luat la țintă? Sau din partea statului german, fiindcă să nu uităm, statul german susține financiar de 12 ani sau 14 ani. Da, da. Dar nu s-a pus niciodată problema. Problema lor este că au nevoie mereu de un inamic simbolic. Inamicul ăsta simbolic le rezolvă probleme electorale, le rezolvă jocurile de putere din partid. Pentru că tu degeaba mereu Ardelean la București. Și nu-i de acum așa, o să vă dau un exemplu chiar din înainte de 1918, că acolo deja trebuie să te dai după gloată. Gloata spune, băi, aveți probleme cu ungurii. N-ai spus ca ei, încet încet ești marginalizat. Este un tip, că a fost un chelea de pe Crenguști. Ioan Rusu Șirianu. Da, plecat din Ardeal, direct la București, 1887 și așa mai departe, 84. Care a ajuns cel mai mare critic al lui Maniu, al lui Vaida Voievod. De ce? Că ăștia vreau descentralizare. Și ăsta era, ajunsese un țuțăr, un purtător de servietă al lui Brătianu. Și atunci tot ce venea din Ardeal, însemnând, păi, noi am intrat totuși cu niște comunități minoritare, naționale aici. Nu sunt niște simple minorități. Ungurii în Ardeal nu sunt echivalentul a... No, să fiu scuzat, 40.000 de pakistanezi care vin în Cluj. Da, ei sunt o minoritate. Maghiarii, sașii, slovacii, ăia care sunt cu noi de sute de ani, ei sunt comunități naționale. Nu poți să-i tratezi așa cu, ai zis, chișa, pșa, la revedere, minorități. Nu sunt minorități. Minoritatea este cel care vine și vrea să devină și el ca majoritarul. Aici vorbim de tradiții, vorbim de biserici, vorbim de, știi, în biserica aia de la Mănăstireni, au venit niște... de ăștia cu cablu, de la televiziunea din cablu, să pună tot ce trebuie în biserică. Și preotul de acolo, un tip foarte fain, zice, domnule, aveți grijă cum dați găurile, că biserica asta e de 800 de ani. Și băiatul din Galați acolo, bine, domnule, dar România nici nu exista pe atunci. Da, cam asta este sistemul după care se formatează toate politicile publice. Asta este. Tot ce să înțeleagă? La România nu exista pe atunci. Bine, mă, dar exista Transilvania. Asta Ardealul e nostru. Ardealul există de când există. Acolo, acolo m-am consultat cu roștii, care e biserica, simbolul și mai vechi de 800 de ani. Știu. Pe turn, deci știu, e grav. Și frumusețe și... Știi, parfumul ăsta nu înseamnă că este... Eu dacă mă duc acolo, eu sunt încântat cultural de spațiu de acolo. Nu sunt încântat cultural maghiar sau cultural român. Cultura e universală. Că nu poți să-i zici, da, îl luăm pe Chioleș și Ciomoș Andor, da? Păi noi îl băgăm sub preș și după aia, dacă face cumva discovery, un material despre el, scoatem de sub preș, prin care spune că, doamne, dicționar tibetan englez și îl asumă un pic către englez, sărim șepte coți, nu? Când ia un... Deci când e vorba de, nu știu, care pune niște pârâitori într-o groapă de gunoi, zicem doi unguri din secuime, da? Ei, când a luat premiul Oscar, cum a apărut în adevărul? Un actor român. Da, a luat. A luat premiul Oscar. Adică trebuie să vedem... Românașul Kecke. Da, Românașul Kecke sau românul Gheorghe Doja, nu Doja George. Sunt o grămadă de chestii astea care unesc. Și chestii faine. Și păcat să nu le arăți copiilor. Bă, din 1000 de ani am avut, cred că 2 ani în care ne-am despărțit și atunci, pentru că scriu ăștia mari academicieni, între ghilimele, da? 1848. Dar pune lângă 1848, 1849, când mai Franz Liszt, Ferenc Liszt, cum vrei să-i zici, da? Era o concurență între Timișoara și Cluj unde să facă concertul. În 1849 nu se împrietenea cu Alexandrii în casa boierului Șuțu din Iași, l-a ascultat pe Barbu Lăutaru. Da, Franz Liszt. De ce nu le scrii chestiile astea? Adică îmi dai tot timpul imaginea unui... Bă, toată istoria noastră a fost un fel de... Acum îi dau eu ungurului una în cap și acum vine ungurul să-mi tragă una în cap. N-a fost așa. Apropo de asta, ești criticat tot timpul și de o parte și de alta. De români că ești trădător, de maghiar că și mai cu îndârjire a trebuit să lupți pentru drepturile noastre. Nici cum nu e bine. Și noi... Dacă tăceam, filozof rămâneam. Nu? Da. Ăla-i proverbul. Noi, de exemplu, și tu, toată lumea, maghiarii, noi suntem criticați că de ce trăiți tot timpul în trecut, fiecare săptămână aud asta, mai bine ați trăi în prezent, uitați Trianonul, uitați tot ce s-a întâmplat, haideți să trăim frumos, dar
Oare este așa de simplu? Deci dacă am inversa rolurile, să vadă românul clădirile derăpânate, să vadă lucrurile astea în secuime, nu știu, dacă pur și simplu am inversa rolurile. Eu asta le-am zis într-o emisiune pe online, că hai să vedem cum ne-am simțit noi. Dacă sunt jocuri acum de putere, se schimbă global, actorii, tărărăm, și dintr-o dată, din toată România, asta rămâne numai Valahia. Adică pierzi două treimi din țară, exact cum a pierdut Ungaria, 1918. Tu ai uitat? Dar tu, ca român, ai uitat? Și mai mult decât atât, și asta mi-a zis-o un moldovean, din Iași. Zicea, mă, eu înțeleg pe unguri acum când am fost în Ardeal. Omul până atunci, naționalist, să nu vadă unguri, că ăștia vor Ardealul, în fiecare zi mănâncă numai român la micul dejun, da? Și zice, bă, să știi că eu înțeleg pe maghiari acum. Cum ar fi fost dacă, și îmi zice omul din Iași, prietenul meu din Iași, cum ar fi fost dacă românii ar fi luat, 1000 de ani ar fi fost Basarabia a României. Dom'le, a fost. Bă, frumos, Ștefan cel Mare, cultură, tot ce ai vrut. Exact cum a fost Ardealul al Ungariei. Și vin de 100 de ani să zicem rușii. Și fac praf tot. Tot ce ai văzut tu despre istoria ta este în paragină. Zonele locuite de români din Basarabia, lăsate în paragină, nu facem autostrăzi, nu facem nimic, lasă-i naibii, ba din contră, mai vii și cu declarații politice că uite ce vor românii, să ia Basarabia înapoi și așa mai departe. Cum te-ai simțit? Și atunci o înțeles. Un om care nu era din Ardeal. Pentru că s-a pus dintr-o dată în postura lui alt. Nu-i ușor. Și nu poți. Sigur că da. Pe de o parte românii zic, da, de ce nu spui că ungurii vor să ia Ardealul? Pentru că nu-l vor. Cine vrea la o populație de, nu știu, 7,6 milioane, să mai vină cu încă o populație de 6 milioane. Bașca faptul că suntem Uniunea Europeană, suntem în NATO, asta e deja geopolitică. În al doilea rând, eu nu pot să mă prefac că la 1 decembrie îi înjur pe unguri și de 15 martie le transmit salutările mele de Ziua Națională. N-am de ce, n-am crescut așa, nu datorez nimănui nimic. Asta simt, asta spun. Câteodată greșesc, câteodată nu greșesc. Ca fiecare om. Pe de altă parte, da, există, dar într-adevăr, puțin maghiari care vin spun, de ce nu lupți mai mult pentru drepturile noastre? Uite, pe mine nu mă interesează drepturi pentru maghiari. Da, deloc. Pe mine mă interesează ca exact ce drepturi am eu, care vorbesc românește unde vreau eu, să aibă și cetățeanul român de etnie maghiară, să vorbească ungurește unde vrea el. Să nu-i mai spună nimeni la primării, când merge într-un mai știu ce oraș din altă parte, apoi chiar Ianoș vrea să-i puneți numele Ion, știi? Că vorbeam cu Micloș 4 bani, care cea pe mâini de famă că ia în buletin Nicolae 4 bani. Sau, da, chestiuni care s-au întâmplat în istorie și de o parte și de alta. Da. Nu spune nimeni nimic, dar suntem în secolul 21. Și pe de altă parte, eu tot ce fac, fac singur. Pentru că nu am avut după Liga Transilvania Banat și după Partidul Ardelenilor, am zis, mai bine fac ce pot eu singur, decât să intru la suspiciunea că de-aia și-a făcut ăsta partid, ca să ia comunitatea maghiară și să despartă și să facă. E preferabil așa. Timpul oricum o să-mi dea dreptate. Până acum 22 de ani spuneai regionalizare sau autonomie și te rădeau pe stradă. No, acum, brusc, fondurile europene de o săptămână, hai să vină totuși la regiuni, la județe, la... nu mai știu cum să o facă. Și știi de ce nu știu să o facă? Pentru că toți aia care au urlat împotriva descentralizării, acum ai musai să facă descentralizarea. De asta. Și ca să nu facă descentralizarea, ei nu pot folosi argumente economice sau culturale sau administrative și atunci folosesc argumentele etnice. Uite la aia că vor autonomie etnică. Și atunci ce să mai zici de românii din Voivodina? Dacă țările în care trăiesc românii s-ar comporta cu românii așa cum se comportă statul român cu maghiarii sau cu toți ceilalți, cred că am sărit 7 metri în sus. Vai, dar cum se poate? Uită-te că nu au avut nici măcar decența să protesteze când în Ucraina s-au interzis limbile regionale. Au stat și au negociat pe la spate. Trebuia să vii, bă băiatule. Da? N-au zis nimic, au așteptat ungurii să facă să vorbească și în locul nostru. Da, așa, mi-e sorba, mi-e tot ce o zice, ce-o trebuie zis. Despre asta nu se vorbește. Noi suntem patrioți când ne punem cocarda tricoloră și repede mai vedem ceva străinași prin țară ca să putem să-i batem.
dar demonstrativ. Știi? Și după aia negociem cu ei prin Parlament. Am putea discuta, cred că, până dimineață, pentru că noi, maghiarilor, cred că și Lusa Bolșimie ne face o deosebită plăcere, pentru că aveți cultură în spate, știți, fana lui Coșcaru, ce să mai vorbim. Am văzut că și în practică sunteți un bun transilvan, că pe Facebook am văzut că vecinul mai aduce produse locale, da. Lapte de capră, vreau și eu numărul lui de telefon. Oricând. Dezvolți comunitatea locală. Da. Ori pe nu mă interesează, laptele de capră nu e niciun gureț, nici românesc. Capra aia nu știe nici Igen, nici da. Capra aia de lapte. Dai da? Transilvan. Iei de la tine. Așa cum moldoveanul trebuie să ia produse din Moldova, dobrogeanul din Dobrogea, când le găsești. Câteodată mai sudui, câte o păcălii, nu știu care, dar te duci înainte. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați acceptat invitația. De fapt, noi am venit în spațiul ăsta deosebit de frumos și... Vă doresc, nu știu ce să vă doresc, sănătate și vă doresc aceeași pasiune pentru toate subiectele pe care le dezbateți, pentru că nu numai subiecte legate de unguri dezbateți. Meseria noastră a jurnaliștilor nu s-ar putea fără pasiune. Ai drept. Eu sper să nu pierdeți niciodată. Nu pot să spun ce-mi doresc, că după aia iară fac un scandal național și mai bine trac. Bine. Vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu, pentru acest dialog și să sperăm că vom mai avea ocazia. Oricând sunteți bineveniți. Să stăm de vorbă și vă mulțumim pentru ospitalitate. Noi o să-i pe încăsăniu că o să követek bennünket és ígérjük, hogy a következő interjú alanyunk, következő beszélgetésünk is hasonlóképpen érdekes és aktuális lesz. Köszönjük szépen. Mulțumesc și eu. Köszönöm szépen. Viszlát, sziasztok!